Română, bună ziua! Cum merge treaba, domnule Stănescu? Merge bine, de fiecare dată când am pus un pom, s-a prins automat și sper ca Parcul Memoriei Naționale, sper ca într-adevăr, e un moment deosebit pentru mine și o onoare să fiu astăzi aici, pentru că Vrem să vă și vedem muncind. Mărășeștiul e un loc cu cărcătură istorică, unde s-au jerfit câteva sute de mii de români care au avut un singur ideal și au spus, sau o singură deviză, unicat, pe aici nu se trece. Așa că și astăzi pe aici nu se trece. Bun, haideți să vedem în aceste momente, plantăm... Să pun strat fertil, să adună stratul fertil întâi, de stratul fertil, eu am mai plantat pomi, stratul fertil, după ce punem stratul fertil, după aceea putem foarte frumos să... Dar pământul e bun, da? Tasat, îl tasez acolo la jumătate. Domnul ministru, lasă-mă ușor, așa că îl tasez. Așa, domnul ministru. Aveți ajutoare, domnule? Așa, domnule. Nu, că-l tasez eu, că nu... Eu sunt cu tasatul ca să... Fiu sigur că avem succes. Să știți că vă verific să văd dacă l-ați... Sigur. Aveți încredere că va fi unul dintre cei mai frumoși stejar, că e pus din suflet. Dar să vedem la anul dacă va... E pus din suflet și cu inima curată. Așa. Inima curată. Bun, vă mulțumesc tare frumos.